1986, vreme de 22 de ani, se știe că părinții au cumpărat-o în primăvara anului 1906, pe când studentul la drept, George, s-a întors în vacanța de Paști. Știrile se opresc aici. Casa Stilvagon, cu o suprafață locuibilă de circa 170 de metri pătrați, cu pereții din cărămidă sprijiniți pe o fundație din piatră de râu, a reprezentat locul în care poetul Bacovia a scris cea mai mare parte a operei sale. Da, chiar acolo. Plânge toamnă, dar cum tușinda și murit-o fată, un pari visător s-a împușcat, e toamnă și de-acuma s-a loptat. Tu ce mai faci, iubita mea uitată? Într-o grădină publică trecută, pe un nebun l-am auzit răcnind, iar frunzele cu droaia se desprind, e vânt-o și ce speranță e pierdută. Prin târgul învăluit de sărăcie, am întâlnit un preot, un soldat, de acum pe cărți voi adormi, uitat, pierdut într-o provincie pustie. De acum au și pornit pe lumea iaronată, ecori de revoltă și de jară. Tot mai citești probleme sociale, sau ce mai scrie, iubita mea uitată. Decembrie. Se uită cu minge decembrie spre dreabă, iubit-o privește. Mai spune să aducă jarate și focul să-l întorsnește. Și mână fotoliu spre sfiogă la borsa cu vijelia, sau zilele mele totuna, aș vrea să le învăț simfonia. Mai spune să aducă și țeau și mie și tu mai aproape. Citește-mi ceva de la polul și ningă zapalea în groapă. Ce cald e aici la tine și toate din casă mi sfinte. Tu uite cu minge decembrie, nu râie, citește la inimă. E ziul și ce întuneric. Mai spune să aducă și lampa, te uite zapalea cât galbă și-a prins pe moroacă și clampa. Eu nu mai duc ca de acasă, pot-o pe înapoi și înainte, te uite cu minge decembrie, nu râie, citește la inimă. Să-l bunii trec în pâlcuri violete, orașul toți violete.